Vă salut și bine v-am regăsit, dragi urmăritori! 1829 de fire de răsad crescute în podul casei la lumină artificial. După cum vedeți, mă aflu într-un pod, se vede foarte clar că este un pod, unde am dublat acoperișul cu o folie termică și pe pereți am pus pătură termică, este denumirea acestui produs, care se găsește pe online. Am zis eu să mă ajute foarte mult la reflectarea luminii, dar nu s-a întâmplat chiar așa. Vedeți că în partea din dreapta este o zonă umbrită, pentru că lămpile au această margine aici, care direcționează foarte bine lumina într-un anumit unghi. Dar răsadurile au crescut destul de bine, mult mai bine decât mă așteptam. Acestea sunt roșiile, aproximativ 25 de cm înălțime, foarte corect crescute. Aceste roșii sunt semănate în jurul datei de 15 ianuarie, nu mai știu exact. Avem aici și ardei gras, acesta este ardei gras, Silver Star se numește, și ardei capia. Red Pia, este vorba de hibridul Red Pia. Și bineînțeles, castraveți. Castraveții sunt hibridul Bard. După cum vedeți, sunt câteva albele de roșii castraveți și ardei, stinghere, care nu sunt încadrate în grupă. Pe acestea le-am adus chiar acum din solar. Sunt răsaduri din aceleași serii, mai puțin la roșii, roșiile din solar, adică acestea, sunt semănate cu o săptămână înaintea celor de aici din pod. Castraveții sunt din aceeași serie, uitați-vă ce creștere au avut în solar și ce creștere au avut aici, la lumina artificială. Aici, la aceștia, au fost câteva zile norate, deci fără rază de lumină, imediat după ce am scos din răsadniță și bineînțeles că s-a produs alungirea aceasta. Pe când aceștia au avut lumina perfectă. Deci când i-am scos din răsadniță, pe aceea i-am adus în pod. Bun, în acest videoclip, este ultimul videoclip în care vă arăt aceste răsaduri, pentru că trebuie neapărat să le cobor, pentru că mai sunt aproximativ 2 săptămâni până la primul client și trebuie neapărat să scad temperatura. În condițiile în care ușa podului este deschisă, afară sunt 4 grade Celsius, uitați-vă cât este aici, 18,5 grade la nivelul plantelor. Și ușa este deschisă de fapt, ieri seara am închis-o pentru că au fost minus 1 grad. La mine în zonă, noaptea asta sunt anunțate minus 2 grade, o să țin din nou închisă, dar mâine o să cobor toate plantele de aici și bineînțeles o să aduc alte plante pe care o să vi le prezint într-un videoclip viitor. Cel mai important aspect din acest videoclip este comparația între răsadurile fertilizate cu produsul Symbio Micro Grow, pe care l-am aici, și răsadurile odate doar cu apă. Deci roșiile de aici din dreapta, aceste două grupe, deci grupa cea mare și acestea, vedeți cu linia aceasta am separat ardeii ca să nu-i amestec, cu toate că au o culoare a frunzei foarte diferită. Au fost, și bineînțeles ardeii, au fost fertilizate cu Symbio Micro Grow la fiecare udare, aproximativ, cred că 4 udări într-o lună de zile. Nu sunt foarte sigur, dar cam acolo, 3-4 udări. Și roșiile din spate de aici au fost odate doar cu apă. Răsadurile sunt identice, au aceeași vârstă, identice ca caracteristici, da? Aceeași vârstă, același hibrid. Repicarea s-a produs în 2 zile consecutiv, semănarea a fost făcută în aceeași zi. Singura diferență este la modul de fertilizare, deci primele acolo le-am fertilizat cu Symbio Micro Grow și pe acestea le-am dat doar cu apă simplă. Haideți să vedem care sunt diferențele de talie și, bineînțeles, la nivel radicular.
Haideți să vedem diferența de dezvoltare radiculară, în primul rând, asta mă interesează, între răsadurile fertilizate cu micorize și cele cu apă simplă, date doar cu apă. Deci avem acolo micoriză. Aici avem apă simplă. Asta e diferența între roșii. Vedem la ardei. Se pare că ardeiul este mai greu. Sunt arborele astea de 70 de celule mai înalte. Sunt foarte bune pentru ardei. Pare că nu am îmbrăcat cubul cum trebuie. Mie îmi place să scot răsadul din arbor atunci când cubul este îmbrăcat în rădăcini. Și ardeiul din solar. Care a primit fertilizare cu micoriză o singură dată după repicare. Aici are 3 sau 4, nu mai sunt sigur. Oricum, micoriza, v-am spus și în comentarii, am răspuns la toate întrebările, se poate aplica o dată pe săptămână fără niciun fel de problem. Castraveții fertilizați cu micoriză. Aceștia din solar, care și ei au primit micoriză o singură dată. Vedeți, e o diferență foarte mare de talii. Bine, că asta nu este o creștere corectă, este un răsad alungit. Dar și castravetele, să știți că se poate îngropa la plantare mai mult decât cubul, adică se poate planta până aici, aproape de cotile doane. Bun, cam astea sunt diferențele, vedeți și dumneavoastră. Avem aici micoriză, aici apă simplă. Vedeți, dacă n-a fost cubul îmbrăcat, s-a spart. Aici la fel, avem aici micoriză. Și aici apă simplă, dar și micoriză la repicare. Bine că diferențele între roșiile ardei și castraveții din solar sunt mult mai mari, pentru că acolo temperaturile au fost mult mai mici, nu au fost 15 grade noaptea, pentru că aici cam așa ajunge în perioada aceasta, la 15 grade au fost și mai mici, dar acum sunt destul de mari și noaptea, după ce se sting lămpile. Mai scade vreo 3-4-5 grade. Acestea sunt roșiile din solar, care sunt semănate și repicate cu o săptămână înaintea acestora, da? Se vede clar diferența. Deci se poate și fără, se vede clar aici că se poate și fără, dar este mult mai bine cu. Gândiți-vă ce o să fie în cubul ăsta într-o săptămână. Sper să găsesc clienți într-o săptămână pentru aceste răsaduri, pentru că este vorba de semințe scumpe de roșii și ar fi păcat să pierd în jur de 1000 de fire, aproape 900 de fire de roșii, nu mai știu exact câte sunt. Bun, deci s-a văzut clar diferențele, cel puțin eu le-am observat, acum rămâne la aprecierea dumneavoastră să estimați care ar fi cea mai bună variantă. Am demonstrat încă o dată că lămpile astea de lumină artificială sunt perfecte pentru creșterea plantelor. Deci într-un spațiu de aproximativ 15 metri pătrați ocupați, deci aceștia unde sunt plantele, sunt în jur de 15 metri pătrați,
le-am luminat cu aceste trei lămpi. V-am spus la ultimul videoclip că am întors un pic răsadurile, deci am inversat partea din spate cu cea din față, pentru că acolo rămăseseră mai mici, dar după cum vedeți s-au uniformizat. Și totul foarte în regulă. Cel puțin mie așa mi se pare. Bun, cam atât a fost cu răsadurile astea. Urmează în viitor apropiat să vă prezint din nou alte plante în acest spațiu, pentru că, credeți-mă, chiar vreau să aduc plante aici, să se dezvolte în stilul ăsta, să am și o timpurietate la anumite plante, mai ales că am și niște comenzi speciale. De fapt, comenzile speciale o să le aduc aici. Să îmi mulțumesc clienții care au avut încredere în mine și mi-au adus semințe și m-au solicitat să le crez răsadurile. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și până data viitoare vă doresc mai bine.